După cum se cunoaște, Sfânta Parascheva s-a născut și a trăit la începutul mileniului al doilea, adică în cel de-al 11-lea secol. A fost descoperită la scurtă vreme cu Sfintele Maște Neputrezite. Nu se cunoaște data în care ea a fost trecută în calendar ca sfântă sau canonizată, după rânduiala Bisericii Ortodoxe, mai cu seamă de astăzi și din ultima vreme, și Sfintele Maște au fost așezate pentru a binecuvânta și sfinți mai multe locuri și popoare ortodoxe din Balcani. Respectiv, mai întâi au fost așezate în localitatea natală, Epibata, apoi la Târnovo, după care la Belgrad, în final la Constantinopol, unde în vremea evlaviosului domn Vasile Lupu, cel care a domnit în prima jumătate și puțin din a doua jumătate a veacului al XVII-lea, au fost aduse la Iași și așezate în frumoasa sa ctitorie Sfinții Trei Ierarhi, pe care domnitorul a gândit-o dintr-un început să adăpostească Maște de Sfinți, pe de o parte, iar pe de altă parte a numit-o această rugăciune, a numit-o ctitoria sa rugăciune. Și de atunci, Sfintele Maște, de peste 380 de ani, sunt adăpostite aici și binecuvântează orașul Iași, pe locuitorii săi și nu numai. Din relatările istorice păstrate, aflăm că atunci când au fost aduse Sfintele Maște la Iași și așezate la ctitoria sa, cum spuneam, Sfinții Trei Ierarhi, în ziua de 13 iunie, anul Mântuirii 1641, ele au fost sigilate. Prin urmare, avem trei sigilii în total. Cel dintâi este cel care a fost așezat de către domnitorul Vasile Lupu în prezența Sfântului Ierarh de atunci al Moldovei, Barlaam, sigilul acela fiind din ceară și el a fost așezat peste un veșmânt din in care conținea și cuvintele blestemat să fie cel care va împărți Maștele Sfintei Parascheva. Al doilea sigiliu a fost așezat undeva spre sfârșitul veacului al XIX-lea și se opinează că el a fost pus odată cu mutarea Maștelor Sfintei Parascheva de la Sfinții Trei Ierarhi în noua catedrală mitropolitană pe care a finalizat-o vrednicul de pomenire devenit sfânt din 2018, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, care în data de 9 ianuarie a anului 1889 a așezat Maștele Sfintei Parascheva acolo unde se păstrează până astăzi. Și atunci au fost din nou așezate Maștele aici și a fost aplicat cel de-al doilea sigiliu pe un alt veșmânt. În fine, cel de-al treilea sigiliu a fost aplicat după anul 2008, în timpul în care la cârma Bisericii lui Hristos din Moldova a venit în alt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, când a fost așezat cel de-al treilea sigiliu. Și acesta este mai deosebit. Dacă primele două sunt din ceară, cel de-al treilea este din plumb și are și insemnele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Veșmintele Sfintei Parascheva, și mă refer aici la veșmintele care sunt peste cel inițial. Precizăm faptul că ele sunt înfășurate în cel din tâi veșmânt, care a fost așezat în timpul în care Sfintele Maște au fost aduse și depuse la Biserica Sfinții Trei Ierarhi și, cum spuneam, a primit un sigiliu și cu respectivul blestem deja menționat mai devreme, dar peste acel veșmânt se mai așează un alt veșmânt de protecție.
pentru că vin credincioșii și doresc să se atingă de maștri sfintei și întrucât acestea în timp se uzează, veșmintele se schimbă. După o tradiție a catedralei, veche de peste 100 de ani cel puțin, schimbarea veșmintelor se face înainte de ziua Sfintei Parascheva, tocmai pentru a o pregăti în vederea închinării de către credincioși, când vin foarte mulți pelerini din țară și nu numai și doresc să se atingă de Maștile Sfintei Parascheva și atunci ating veșmântul respectiv și prin atingerea aceasta ele se murdăresc. Apoi, după sărbătoarea Sfintei, este motivul pentru care ele din nou sunt schimbate. De asemenea, ele se schimbă înaintea sărbătorii nașterii Domnului, apoi la începutul postului mare și ultima dată, a cincea oară din an, înaintea Sfintei Învieri. Aceste momente, cumva, așa cum spuneam, au devenit o tradiție. Schimbarea veșmintelor are loc într-un context sau, dacă vreți, cu o rânduială aparte, adică după programul liturgic, care are loc în fiecare zi, de regulă, spun părinții, după ora 10, se închid ușile catedralei și participă la acest moment solemn și deosebit dintre părinții slujitori ai catedralei. Au fost momente când au participat și părinții episcopi ai catedralei, participă părintele chestiari, dintre preoții și diaconii slujitori la catedrală și atunci se așează două mese pe o masă racla cu sfânta, pe celălalt veșmântul și se dă deoparte veșmântul care este aplicat peste cel inițial, care este prins cu agrafe, peste el este aplicată sau așezată coroana Sfintei și se desface acest veșmânt și se așează un alt veșmânt nou pentru încă o perioadă de timp. Această rânduială începe cu cântarea specifică adresată sau închinată Sfintei Parascheva, atât de cunoscută și iubită și slavă Domnului cunoscută de către credincioși, de către pelerini în general, într-o linie maică, și se citește sau se cântă pe parcursul schimbării veșmintelor acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit mărturiei unuia dintre părinții care a participat în mai multe rânduri la schimbarea veșmântului Sfintei Parascheva, se pregătesc părinții pentru schimbarea veșmântului ca și cum ar sluji Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Deci nu oricum, ci este, dacă vreți, un act liturgic de mare importanță. În ultima vreme, cel puțin, mai cu seamă după anii 90, se păstrează o condică ce conține și data când are loc schimbarea veșmântului și sunt un număr de cereri prin care fie preoți de parohie, fie mănăstiri, fie ierarhi ai unor eparhii, doresc să aibă în parohia, în mănăstirea sau în eparhia lor un veșmânt al Sfintei. De regulă, cei care au biserici cu hramul Sfânta Parascheva sau există o biserică, un paraclis în cadrul unui ansamblu monahal cu hramul Sfântei Parascheva, au evlavie la Sfântă sau au o altă legătură cu Sfânta, doresc să aibă un asemenea veșmânt și în limita disponibilității acestor veșminte, ele, cu binecuvântarea părintelui mitropolit, sunt oferite în dar acelor unități, să spunem, de cult, care au solicitat un veșmânt al Sfintei pentru a fi așezat în biserică spre închinare, care s-a atins de Sfânta și cumva credincioșii, prin acel veșmânt, o văd sau o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În general, ca și veșmintele, ca și raptele, pe de o parte, ca și baldachinul, în decursul timpului, pentru că au trecut, cum spuneam la început, peste 380 de ani, și aceste lucruri în timp se uzează.
a fost așezată o coroană. În momentul în care maștrii Sfintei Parascheva au fost mutate în noua catedrală mitropolitană, la începutul anului 1889, în acest sens chiar se păstrează un dosar întreg în cadrul arhivelor Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, mai exact la Centrul Eparhial Iași, cum s-a făcut această coroană. Se cunoaște și numele donatoarei de atunci, o doamnă Ana Botez, din părțile Fălticeniului, cât a costat, cine a fost meseriașul și așa mai departe. Greutatea sunt date, să spunem, tehnice cu privire la această coroană. Mai târziu a fost făcută o altă coroană după aceasta, din aur, dar nu a fost făcută flexibilă și atunci ea a căpătat anumite fisuri, după care ea a fost restaurată și acum avem o coroană nouă a Sfintei, din aur cu pietre prețioase, pentru a ține și veșmântul care este așezat peste chipul, peste trupul Sfintei Cuvioase Parascheva. Toate acestea, respectiv veșmintele, ratele, coroanele, ca și baldachinul, au fost realizate în timp de către credincioși și evlavioși și cu anumite posibilități materiale ca un semn de evlavie și de cinstire adus Sfintei Cuvioase Parascheva, o putitoare a Moldovei și mult folositoare.